Pelerini din întreg Banatul și-au îndreptat pașii lunea aceasta spre Mănăstirea Românești din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei, care și-a sărbătorit ocrotitorul. Bucuria pelerinilor veniți la hram a fost încununată de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Înaltpreasfinția sa a oficiat sfânta și dumnezeiasca liturghie în altarul de vară al mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi de la parohii din protopopiatul Făget, precum și de la mănăstiri din eparhie. În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a evocat viața aleasă și de aspră nevoință a slăvitului proroc Ilie Tezviteanul, model pilduitor de credință stăruitoare în Dumnezeu. Trebuie să ascultăm cuvintele rostite de Sfântul Proroc Ilie, care sunt actuale și astăzi pentru noi. La noi n-a trimis Dumnezeu un profet, ci l-a trimis chiar pe Fiul Său. Cu atât mai mult este de trebuință să ascultăm graiurile rostite de însuși Fiul Dumnezeu, care au o putere mult mai mare decât a oricărui profet din Vechiul Testament. Dumnezeu să îl odihnească în pace pe primul patriarh a României, Miron, care a pus piatra de temelie a acestei mănăstiri aici, în părțile Banatului. După Sfânta Liturghie, chiriarhul a oficiat slujba de sfințire a apei la izvorul cu apă termală din incinta Sfintei Mănăstiri, precum și o slujbă de pomenire în cimitirul monahal pentru viețuitorii, ostenitorii și ctitorii așezământului trecuți la cele veșnice. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral Teoforos. Este o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu pentru eparhia noastră, pentru preoții, monahii și credincioșii din aceste părți ale Banatului, să aibă două ctitorii patriarhale. Cea din tâi, aici, la balta caldă a Româneștiului, unde, așa cum scria vrednicul de pomenire, arhimandritul Ioanichie Bălan, pulsează o viață duhovnicească de multe secole. În pădurile de aici au trăit și s-au rugat, s-au nevoit, au ostenit, s-au jertfit zeci de monahi. Iar cea de-a doua, iată, se înalță acum frumos spre ceruri cu turla sa minunată pe dealul Dobreștiului. Mănăstirea Românești se află la poalele munților Poiana Ruscă, la 1 kilometru de drumul ce leagă localitățile Românești și Tomești. Mănăstirea mai este numită de credincioșii bănățeni și Balta Caldă, deoarece în incinta ei se află un izvor cu apă semitermală cu o temperatură constantă de 18 grade Celsius.